Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În culinaria. Da, în dimineața asta în mod excepțional, fiindcă avem foarte rar desert noi la culinaria aici, dar în dimineața asta am ceva deosebit. Fantezie de ciocolată cu banane. Nu știu cum să-i zic altfel. E un desert pe care taică-miu îl face copiilor mei de câteva luni încoace și care a ajuns la niște diversificări fabuloase. De asta m-am gândit să vă ofer și vouă rețeta, pentru că e și foarte facilă și poate fi, de-aia îi spun eu fantezie, că poate fi dezvoltată în fel și chip. La bază are trei elemente. Biscuiți digestivi. Ce sunt aia biscuiți digestivi? Biscuiții digestivi sunt niște biscuiți pe care scrie că sunt digestivi. Probabil cumva ajută la digestie ca o fibre ceva. Nu mi-am dat seama niciodată. Există? Dulci, dar nu sunt foarte dulci. Există la super, adică la magazin, există, cum să spun, raion, raft, loc pentru biscuiți digestivi, așa le zice? Da. Da, și scrie mare pe ei, biscuiți digestivi. Am văzut în viața mea. Da. Ok. Și sunt mai multe sortimente acolo, pormă, cu semințe, cu fibre. Dar știți că, paranteză, știi că existau pe vremuri, ceva numiți biscuiți medicinali? Eu știam pe aia populari. Care, nu, aveau, nu știu ce, metale în ei, chestii, vitamine, prostii, magneziu, nu știu, neam, erau foarte grei. Aur. Mi-aduc aminte de ceva vag, da, așa. Am se găseau la alimentarea pe vremea lui Ceaușescu. Da, da, da. Singurele lucruri care se mai găseau. Stai. Și am cumpărat eu odată când m-am dus la pescuit. Și am mâncat, când era și fămiță. Și de și la pește? Pești n-au mâncat. Și eu am mâncat două pachete de alea. Era un semn. Ai făcut supradoză de fer. Mi-a fost atât de rău. E adevărat că am fumat și un pachet de mărășești. Am întrebat Google. Am întrebat Google și Google zice așa: biscuiții digestivi folosesc bicarbonat de sodiu, un antiacid fără prescripție medicală care ameliorează arsurile la stomac și durerile de stomac. Cu toate acestea, dacă vei consuma prea mult, s-ar putea să te confrunți cu probleme la nivel digestiv și crampe stomacale. Deci da. Tu le dai la copii biscuiți cu bicarbonat împotriva acidității. Cu crampe. Da, nu știu. Cert e că sunt biscuiți digestivi foarte buni, dar puteți să faceți practic orice fel de biscuiți de rețetă. Ai nevoie așa. Nu mai da la întors acum. Ăștia digestivi sunt mai... tari. Da. Păi asta e, mă, așa erau și aia, spărgeai capul cu ei, dacă de pachetul de biscuiți medicinali în cap, făceai cu cui. Așadar, ai nevoie de 100 de grame de astfel de biscuiți digestivi. Pe așa. Care și elementul de bază al rețetei este blenderul. Ai nevoie, deci fără blender nu se poate face. Cred că poți să faci și mojar, dar deja e prea mult. Practic, iei biscuiții ăștia, îi pui în blender și ei se fac ca o făină. Așa cum faci și pentru cheesecake, de exemplu. Da, mă rog, mergem în altă zonă. Pe urmă, ai nevoie de două banane. Da. Și de 100 de grame de ciocolată. Ciocolată pe care o vei topi în nițel lapte. Da. Fie în benmarie, fie direct pe aragaz sau la microunde. Dacă ai puțină răbdare și ții focul mic, n-ai nevoie de benmarie neapărat pentru operațiunea asta. E, aici începe joaca. Ciocolata asta poate fi amăruie sau cu lapte, în funcție de gust, sau poate fi sau chiar picantă. Și... Da, deci aici iară poți să te joci cum vrei tu. Și pui toate elementele astea în blender, biscuiții făcuți țăndări, banana. Banana. și ciocolata topită în lapte. Le blenduiești bine de tot. După care obții o pastă. Obții o pastă digestivă. O cremă. Da, care o cremă pe care o pui în forme. De bune. O pui în formă, pui în, dacă pui să o mai pui frișcă, în forme. Fructe, nu știu, o bagi la rece. Asta zic. Așa. E, și de aici mai departe. Și pui și o frunzuliță de ceva. De mentă. Așa. De exemplu, merge foarte bine, da. Și de aici mai departe puteți să vă jucați cum vreți. Poți să pui nuci, poți să pui alune, poți să pui dulceață, poți să pui coajă de portocală confiată, poți să pui căpșune, poți să pui ce vrei tu. Da. Și ai de fiecare dată altceva. Mișto. Dar gustul, prima oară, n-au mai apucat copiii. Mărturisesc. Da, a dus tata și a zis, vezi să nu le dai prea mult, că am făcut-o nicio cu ciocolată neagră și pare un pic cam grea. Da, da, nicio zic, grijă. Da, bine, am, și ai testat totul la nesfârșit. Și am luat o gură să văd cum e. Doamne, ce grea, ce, doale. Băi, e foarte bun, vă spun. Un desert pe cinste. O să vă placă. Gata, ne apucăm de treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.